Bine v-am găsit la horoscopul zilei de 2 iulie, marți, început de lună fiind, există toate horoscoapele lunii iulie deja publicate, căutați zodia natală, zodia ascendentă, cea cu care rezonați mai mult. Există și horoscopul săptămânii deja publicat, că este o săptămână cu niște evenimente interesante. Avem din nou lună nouă, avem din nou niște aspecte unicat până în acest moment, deci nu ratați aceste filme. Sunt aspecte de durată, deci nu vă așteptați că ceea ce spune un astrolog azi, doar azi, se potrivește. Unele evenimente sunt deja în desfășurare, încât unii poate deja le-ați simțit influența, în timp ce alte evenimente abia au loc și cine știe cât timp se mențin de acum înainte. Cel puțin în perioada asta, toate planetele rapide, Soarele, Mercur, Venus, Marte, fac aspecte cu planetele lente, celelalte, de la Jupiter încolo, încât e normal ca aceste aspecte să fie de durată. Avem și astăzi un eveniment important, și anume o schimbare de zodie. Mercur părăsește Racul, unde stă de ceva vreme, și intră în Leu, unde va sta până pe 26 iulie, dar se va mai întoarce odată aici, undeva prin luna august, pentru că luna august va începe să retrogradeze. Dar nu despre retrogradare vorbim acum, ci de prima planetă care intră în Leu anul ăsta, ceea ce e bine. Peste câteva zile va veni și Venus, peste încă niște zile va veni și Soarele, deci se activează energia Leului care pe toți ne bucură, că este o energie a mândriei, a bucuriei vieții, a iubirii, de ce nu? E o energie foarte solară. E, Mercur în Leu vrea să arate ceea ce știe, ceea ce poate, cum arată, pune mult preț pe el însuși. Adică toți ne vom mândri cu ceva din anumite puncte de vedere. Dar nu uitați să vedeți în horoscopul săptămânii că tocmai despre acest Mercur vorbesc, că va fi săgetat în perioada asta chiar de Pluto. Deci Pluto o să-i dea niște lecții pentru prima oară în viață, mai ales la ego, da, ne mândrim, dar să ne mândrim cu ce merităm, să ne mândrim și nu ceea ce credem noi că ne reprezintă. Pentru unii poate fi și o perioadă de epatare, să arătăm ce grozav, cel mai tare din parcare. Normal, probabil toți trecem prin asta la un moment dat și pe undeva Pluto o să ne taxeze. Mercur în Leu o să pună preț foarte mult pe divertisment, pe vacanțe, de ce nu? Nu prea e momentul pentru unii care încă mai au examene de dat, dar asta e situația, măcar după, peste câteva zile după ce se vor termina și bacuri și evaluări și toate celelalte, o să ne găsim timp și de divertisment tipic Leului, energia Leului. Un Mercur în Leu ne îndeamnă să socializăm, să ieșim, să ne plimbăm, să ne distrăm, să mergem la mare, să mergem în vacanță, să, mă rog, partea aia foarte lejeră și frumoasă a vieții. Ca peste câteva zile să vină și Venus acolo și atunci dăm drumul și la iubire. Deocamdată dăm drumul la cheltuieli, da? Un Mercur în Leu poate fi un pic cam risipitor pe lux, pe lucruri scumpe, pe tot ce e mai luxos, mai arătos, mai în ochii tuturor, mai strălucitor. Așa o să fim furați de tot felul de artificii și de sclipici și de paiete și de aur, da, energia aurului. Bun, nu toată lumea dă acum în aur, dar o să fim un pic tentați de cheltuieli, poate chiar extravagante. De aia o să vină Pluto peste câteva zile, putem spune că și acum este Pluto acolo, o să vină Pluto să ne mai tragă un pic de mânecă, mai ales acolo unde v-am spus la mândrie, adică infatuare, îngânfare, lucrurile la care poate unii avem tendința de a ne lăuda, de a arăta, de a scoate la interval niște o imagine probabil mult deformată asupra noastră. Dar are și o latură foarte bună acest Mercur în Leu, poate mai puțin acum cât este sub frâna lui Pluto, din păcate toată săptămâna o să simțim și această frână a lui Pluto care ne zice ușurel, ușurel, nu te arunca, nu te lăuda, știți cum este, laudă de aia înainte de a se întâmpla un lucru, mai ales gen, mamă ce notă 10 am să iau eu la un examen, că da, poate ne simțim în stare și ne trezim cu un 5 de toată frumusețea care ne atinge pe undeva la ego. Sau pe la România au talent, când se ducea un personaj și se considera cel mai bun dansator, cel mai bun artist și primea X-uri pe bandă rulantă.
să nu pățim asta, să nu vină Pluto să ne pună XXX și toate nu-urile posibile acolo unde noi credem că nu ne mai încăpem în pene. Dacă merităm, sigur vom fi foarte bine susținuți, că totodată sunt și foarte multe aspecte excelente în această perioadă. Inclusiv Mercur, acolo înainte de a intra în Leu, are și un ultim trigon cu Neptun, dar, mă rog, după care intră în Leu și poate să primească de la Pluto niște muștruluiri, să nu ridicăm prea mult tacheta, să nu fugim după cai verzi pe pereți, că da, poate Mercur și Neptun ne fac să ne iluzionăm foarte mult, să avem o impresie, poate mult prea bună asupra lucrurilor și Pluto ne mai aduce un pic cu picioarele pe pământ, arătându-ne spre ce ne îndreptăm, că nu e chiar ceea ce pare. Să nu fim îmbătați, da, cu apă rece de multe ori. Atât am de zis în introducere și mâine vom avea niște evenimente, toată săptămâna avem cu ce ne lăuda, de aceea nu ratați toate horoscoapele care vă așteaptă, horoscopul săptămânii, horoscoapele lunii iulie, astrodrama lunii iulie și deocamdată atât. Vă invit jos în descriere să căutați minutul și secundă de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente și hai să vedem cu ce ne lăudăm într-o zi de marți 2 iulie. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi berbeci sunteți foarte motivați, mai ales financiar, de o activitate. Sunteți invitați să vă alăturați unui proiect alături de un oarecare grup de persoane, în familie, între prieteni, dar din care iese ceva, încât merită o astfel de investiție de timp, de energie. E o activitate comună, dar în care aveți ocazia ori de a vă remarca, să arătați lumii cât de bun sunteți, cât de priceput, cât de frumos, deci să străluciți într-un anumit fel sau de a prelua conducerea. Nu uitați că intră Mercur în Leu. Mercur în Leu pune foarte mult preț pe ideea de lider, de șef, de capitan de echipă. Aveți o astfel de ocazie și vă place să vă aruncați într-o activitate în care vă puteți evidenția prin ceva doar al vostru. Este un moment în care vă puteți arăta talentele, valoarea, priceperea într-un anumit domeniu. Dacă nu e vorba de niște calități morale, să zicem așa, poate epatați prin aspect, arătați foarte bine, vă îmbrăcați foarte bine, vă puneți o haină nouă pe voi, afișați un telefon nou, deci s-ar putea să folosiți un oarecare artificiu de imagine care vă pune deasupra tuturor, lumea vă remarcă altfel decât înainte. Să nu vă mire cuvintele frumoase, laudele, complimentele, aprecierile la adresa voastră de cum arătați, de cum vă comportați, dar vă simțiți bine în pielea voastră. Asta e sentimentul de încredere în voi, de stăpânire de sine, de vă uitați într-o oglindă și vă spuneți singur, bravo, arăți excelent astăzi. Dacă nu e vorba de aspect fizic sau haine sau atitudine la exterior, în interior vă simțiți foarte bine, o doză de, poate chiar de liniște, de așezarea apelor, că s-au mai rezolvat niște probleme. Deci abordați o atitudine pozitivă, optimistă, fericită în unele cazuri. Și poate primiți și niște daruri, vine să spun, daruri de la viață, de la lume. Daruri pot fi simplele vorbe sau complimente sau felicitări pe care le primiți, dar poate și în alt punct de vedere. Este luna în perioada asta în Taur, unde este și Marte, unde este și Uranus, luna se întâlnește cu ambele planete acolo, că de aia îmi vine să spun că primiți niște daruri. Dar poate darurile sunt niște oportunități, niște ocazii, niște șanse de care veți ști să profitați. Pentru a vă pune pe voi, așadar, în lumină, pentru a arăta la ce sunteți voi cel mai tare din parcare. Taurii, tocmai spuneam la berbec că sunt trei planete în zodia voastră, pe lângă Marte și Uranus, care încă sunt acolo, într-o poziție foarte dinamică, foarte activă, foarte energizantă, mai trece și Luna. Undeva ieri și azi Luna a apăsat butoanele și a lui Marte și ale lui Uranus. Și care probabil vine exact cu doza de încredere pe care nu o aveați.
trebuia să vă apucați de ceva, să vă implicați într-o activitate, dar rezerva era mare. În ciuda atâtor planete de acțiune, dar vă îndoiați. O fi bine, nu o fi bine, e momentul, nu-i momentul, sunt resursele potrivite, clar că aveați o doză de nesiguranță. Probabil luna vine exact cu informația de care aveați nevoie, exact cum a spus butonul ăla de start. Hai, fă lucrul ăsta, lucrul ăla pe care n-aveați curaj să-l faceți. Hai, spune lucrul ăla pe care n-aveați curaj să-l spuneți. Erați, mai bine zis, într-o zonă de mare reținere. Poate reținerea era legată de niște experiențe anterioare în care n-a ieșit ceva și de aia acum suflați și în iaurt și de aia acum așteptați nu știu de unde să se aranjeze lucrurile în beneficiu vostru. Dar vine o garanție, vine o veste bună, vine un heirup de undeva, vine exact ceea ce vă trebuia ca să faceți totuși lucrul ăla. Da, cu oarecare nesiguranță o faceți, dar o să iasă de minune. În câteva zile probabil se vor vedea roadele, nu uitați că Marte și Uranul se vor și întâlni într-o conjuncție de milioane despre care am vorbit în horoscopul lunii, deci uneori parcă vă e teamă și de șansă. Am o șansă, da, dacă o ratez. Nu trebuie să vă temeți de șansă. Da, poate e o șansă care altă dată n-a ieșit tocmai bine și de aia este această doză de un pas înapoi, dar pe de altă parte sunteți în niște momente rare din punct de vedere astral care vă spun, dacă nu o fac acum, s-ar putea să nu mai fac deloc. Un fel de ultimă strigare, ultima șansă, ultima strigare de a urca în vagoane, cum s-ar spune. Că foarte curând se deschid niște porți care vă pot schimba sensul. Gemenii, aveți voi așa o nesiguranță cu privire la felul în care sunteți tratat, evaluat, judecat de cineva. Da, poate intrați un pic în judecata unora, dar judecata unora este un pic nedreaptă în perioada asta cu voi. S-ar putea să vă ajungă la ureche niște bârfe, niște zvonuri, niște etichete care vi s-au pus și care nu vă reprezintă. Poate sunt niște mici răutăți acolo, invidii, gelozii. Voi, de când îl aveți pe Jupiter în ograda voastră, s-ar putea să emanați așa o energie mai aparte și poate sunteți mândru de asta. E, tocmai în această imagine pe care o arătați voi lumii, sunt unii care stau cu ochii pe ea și ceva nu le convine. De asta s-ar putea să auziți niște etichete care vi se pun în cârcă. Că sunteți vinovat de ceva, că nu meritați această strălucire, niște intrigi de culise, da? Dar care pe undeva vă deranjează, vă supără, poate chiar emoțional. Dar nu uitați că este și o perioadă în care Mercur, guvernatorul vostru, intră în Leu. Leu fiind pentru voi exact zona Gemenilor. Apoi, tocmai asta s-ar putea, poate nu azi, nu mâine, în câteva zile de acum înainte, tocmai asta s-ar putea să vă întărâte și mai tare. A, spuneți asta despre mine? Las că vă arăt eu. Veți fi demonstrativ, da? Doriți să le dați unora o palmă, doriți să le dați unora o lecție pentru felul cum vă tratează, judecă, pentru că pe semne că nu le meritați. Cu cât sunteți mai bârfit, mai criticat, mai prost judecat, parcă și mai tare se naște în voi dorința de a demonstra că n-au dreptate. Și, probabil, începe să ieșiți un pic la înaintare, să scoateți niște dovezi din mânecă pentru a vă apăra, că e clar, imaginea voastră pusă în joc, e reputația voastră pusă în joc, dar unii n-au altă treabă de făcut decât să vă comenteze. Racul. Astăzi Mercur părăsește zodia voastră, dar rămân acolo două planete care sunt binevenite și pe care o să le puneți în continuare la treabă. Dar fără Mercur acolo, da, ceva o să vă lipsească. Dar Mercur nu iese încă din zodia voastră fără a vă mai da un trigon de milioane de la Neptun, care poate să însemne o idee, o inspirație de moment, bine să spun. Poate că erați cu o activitate la care ați încercat toate metodele Pământului, ați încercat și așa, și așa, așa, nu ați găsit soluții. Dar vine inspirația asta aproape divină, așa pe ultima 100 de metri. Intervenția de urgență poate să fie.
care să vă scoată dintr-un impas, să vă dea răspunsul la o mare dilemă. Era acolo o întrebare, nu știu cum să fac cu tare lucru și ascultați-vă intuiția. S-ar putea să vină o idee pe care o aveați acolo, dar știți, până nu ajungem în ultima instanță, nu apelăm la ea. Da, e ceva în ultima instanță. Aveți o listă de posibilități. Încercați și undeva pe ultimul rând era ideea asta salvatoare. Și o să o folosiți, o scoateți de sub preș, o scoateți din sertar, o scoateți din memorie, că era undeva acolo și ziceți, mai am să încerc și pe asta. Hai să fac și asta. Poate v-a fost indusă această idee de alții. Da? Cine știe, poate a zis, nu, până nu fac eu pe pielea mea, pe propriile mele greșeli, eu nu apelez la alții. Acum se pare că ascultați și de alții. E sfatul ăla al unui părinte, sfatul unui consultant, sfatul unui prieten, dar din diverse motive ați pus mâinile la urechi și ați spus nu, eu decid, eu fac, eu mă dau cu capul de toți pereții și a cam venit vremea să vă dați cu capul de toți pereții și să vă dați seama că există acest sfat în umbră. Cine știe când vi l-a dat cineva, dar nu l-ați uitat, era acolo. Dar ați zis că nu vreau să apelez la alții, nu vreau să depind de alții, nu vreau să ascult de alții, da? Poate era și o chestie de ego de acolo și pe semne că va trebui să plecați urechea la niște sfaturi de oameni care vă vor binele. Leul intră Mercur în zodia voastră. Primul care deschide ușa este Mercur. Ce drept, este un Mercur foarte frânat de Pluto în perioada imediat următoare. Deci s-ar putea să vreți voi să vă apucați de o activitate cu mult elan mercurian. Elanul mercurian e de tânăr, adolescent, copil, care crede că le poate pe toate, se aruncă în valuri, dar din partea cealaltă există un Pluto care zice, stai, ușurel, ce te arunci așa? Care poate să vină sub orice formă de piedică. Societatea poate fi o piedică, o lege poate fi o piedică, s-ar putea să fie o lecție la urma urmei această piedică. Da, vă taie din elan. Exact elanul ăla revoluționar de puști care crede că le poate face pe toate, acest elan este oprit. Dar poate e bine că vă oprește cineva, pentru că elanul ăsta poate să și strice. Poate sunteți gata să risipiți niște resurse. Aveți niște bani, dau toți banii pe nu știu ce proiect, zice Pluto, stai că de bani ăștia o să ne mai folosim noi, mult și bine. Deci e o piedică de a nu da totul într-o singură direcție, pe o singură miză, că asta s-ar putea să fiți voi, nu mă uit la bani, nu mă uit la energie, nu mă uit la resurse, eu fac tot ce trebuie făcut pentru cu tare lucru pe care mi-l doresc colosal. Nu zice nimeni că nu-l puteți atinge. O, ba da, dar anume își bagă coada Pluto. Gândiți-vă că este un aspect care nu s-a mai format niciodată așa în combinația asta cu Mercur în Leu și cu Pluto în punctul diametral opus. E, și punctul diametral opus unde este? În zona altora, a lumii cu care interacționați. Lumea o să vă zică nu, lumea o să vă zică potolește-te. Lumea poate să însemne oricine. Un om cu care faceți o echipă la un moment dat, partenerul de viață, partenerul de afaceri, o instituție, cineva care vă zice domolește-te, tinere, că te arunci cu capul înainte, prea prins tu vâlvătaia, prea ești gata să arunci cu banii pe fereastră sau ce-o fi acolo. Elanul ăsta revoluționar care, pe semne că pe undeva este exagerat. Dacă o să ascultați probabil aceste sfaturi de a vă domoli, peste câteva zile o să vă dați seama că ați păstrat bănuțele alea, timpul ăla, resursele alea, ce-o fi alea pe care sunteți gata să le risipiți așa, dintr-un foc. Pe principiu, nu, asta le fac eu la loc. Sigur că o să le faceți la loc, dar cel puțin acum vi se cere un dram de prudență, de spirit vizionar, nu plăcerea de moment. Da, poate fi o plăcere de moment. Acum, dacă eu vreau acum să fac lucrul ăsta, că vreau eu, e o doză de ego foarte puternic, eu nu mă uit la nimeni. Dar Pluto zice, nu e interzis, dar într-o zi toate resursele astea pe care ești gata să le arunci pe fereastră tare îți vor fi folositoare. Fecioara, vă simțiți un pic obosit?
copleșit de niște gânduri, poate mai ales, gânduri ușor negative, niște frici, niște piedici, niște neputințe, vin, cine știe, vă asumați ceva, vai de mine, cum am putut să fac cu tare lucru. E o autocritică pe care vă faceți. Voi sunteți o zodie critică, ba chiar și autocritică, așa este. Dar poate cam exagerați cu critica. Poate nu meritați această autocritică non-stop. Parcă vă uitați într-o oglindă și toate necazurile, relele pământului, defectele, le vedeți la voi. Sau dacă nu sunt defecte, sunt probleme exagerate, clar. Nu uitați că este un Pluto în opoziție cu Mercur și Mercur este guvernatorul vostru. E, le faceți cât casa. Nu, sunt atât de urâte pe cât vi se par. Nu e dracul chiar așa de negru, cum se spune. Dar pentru că vă prinde într-un moment fragil, emoțional, poate chiar și fizic, foarte obosit, nu n-ați mai luat concediu de 3 ani, deci poate fi un prea plin pe un anumit plan al vieții, aveți tendința de a face din țânțar armăsar. Poate tocmai asta vi se cere, o pauză, o vacanță, o detașare, să nu vă mai ocupați o vreme de ceva, să vă rupeți de energia aia probabil nocivă care vă macină pe interior. Să plecați dintr-un loc, să nu vă mai ocupați o vreme de cine știe ce gând care vă chinuie pe interior, o frică de ceva, o amintire legată de ceva, un regret și care vi se cere cumva să vă detașați, că vă copleșește. A devenit probabil obsedant, a devenit nociv, toxic, indiferent despre ce e vorba. Dacă nu e vorba de un gând, e un obicei. E o preocupare, e un loc în care vă aflați și vi se cere să faceți ceva cu punctul ăla sensibil, nevralgic de pe lista voastră. E o chestie de efort, de voință, de a tăia voi cu foarfecul acel fier care vă leagă de punctul ăla nociv. Că probabil stă în puterea voastră, prin voință proprie, să ziceți stop, gata, până aici, abandonez, plec, îmi dau demisia, ceva dur. Trebuie spus, făcut, ca să ieșiți de sub influența nefastă acelui lucru care vă apasă pe creier. Voi, balanțele, sunteți foarte motivate să vă apucați de o activitate nouă, incitantă, în care vă puneți multă creativitate sau poate chiar talent în joc, dar se trezesc niște personaje în preajma voastră, cam invidioase, să pună bețe în roate. Și probabil chiar le merge. Vă taie elanul, nu puteți să vă atingeți scopul astăzi, cel puțin nu acum. E o senzație de pedalat în gol. În ciuda elanului, chefului, energiei, entuziasmului pe care voi le puneți în joc. E ceva plăcut, e o aventură nouă pentru voi, e ceva care vă pune cumva în valoare talentele, priceperea, strălucirea. E, dar aveți acolo invidioși de serviciu care altă treabă n-au. Comentează, critică, atacă, pun bețe în roate sau, dacă nu e vorba de răutate, pot fi niște probe de încercare. De fapt, vi se testează răbdarea, insistența, încrederea în lucrul ăla pe care vreți să-l faceți. Probabil o să-l faceți, dar cu insistență, împingând la ușa aia. Ușa aia se va deschide într-o zi, dar după ce veți insista din greu. E o chestie de ambiție, de ego, probabil nu o să vă lăsați oprit din elan. Probabil cu cât e mai mare rezistența în partea cealaltă, cu atât vă crește vouă ambiția. Da, e o chestie de mers împotriva curentului. Sunteți un somon care urcă în amonte să-și depună icrele. Deci o să vă chinuiți un pic cu turbulențele râului împotriva căruia urcați. Așteptați-vă la nuri, la refuzuri, la uși închise, la amânări, la resurse la care nu aveți acces, deși voi vreți o grămadă de lucruri. Și o să reușiți. Este o perioadă în care încrederea în voi o să vă deschidă ușile. Alții n-au încredere. În unele cazuri pot fi judecăți critice la adresa voastră. Mici atacuri din spate, să zicem așa. Că voi ieșiți cu ceva în evidență în perioada asta, aveți niște planete într-o poziție foarte înaltă și arătați ceva, ceea ce alții n-au.
Unii frumusețe, alții inteligență, alții bani, alții opulență. Arătați ceva. Probabil nu o faceți la modul ostentativ, dar unii invidioși sunt acolo care abia așteaptă să dea jos de pe pedestal pe cineva. Da, ăsta e sentimentul, de a vă da jos de pe pedestal, de a vă pune în penumbră, de a vă acoperi strălucirea acolo unde reușiți să vă arătați valoarea. De aceea nu aveți altceva de făcut decât, cum am spus, să mergeți împotriva tuturor cu maximă încredere în ceea ce reprezentați. Scorpionul. Vine ceva din urmă, așa, care vă irită. Probabil un răspuns mult prea târziu. O rezolvare de care nu mai aveți nevoie. Deci lucruri de care ați avut nevoie mai de mult nu s-au întâmplat și vin acum și ce să faceți cu ele? E prea târziu să vă mai ocupați de ce-o fi acolo. O sumă de bani, ați cerut-o acum 2 luni, vine acum, ați depășit momentul. E un răspuns de la autorități mult prea tardiv. Aveți așa o ușoară iritare chiar. Știți vorba aia, acu ți-a venit? Acu ți-a adus aminte? Cam asta este. Cine știe când ați fi avut nevoie de energia cuiva, de intervenția cuiva, de bani cuiva, de susținerea cuiva. Și din diverse motive n-a venit atunci când ați avut nevoie. Clar că v-ați descurcat singur. Clar că între timp voi ați descoperit că independent faceți mai multe lucruri decât dacă ați cere ajutoare din toate părțile. E un motiv de mândrie, poate chiar. Acest răspuns târziu vă așează pe voi împotriva respectivului care a uitat să-și facă datorie față de voi, dar tocmai ăsta e momentul vostru de urcat acolo pe o scenă, să-i arătați că puteți, că n-aveți nevoie, că nu depindeți de nimeni și iată, ați reușit cu brio. Indiferent despre ce este vorba, că e vorba de bani, că e vorba de munca unei persoane, de o ofertă de job, de o situație de care cândva tare ați fi avut nevoie, dar v-a întors cineva spatele, acum s-ar putea să întoarceți voi spatele acestei persoane care vine așa un pic să se bată cu pumnul în piept de ce a făcut pentru voi, dar ce să mai faceți cu intervenția sa tardivă. Săgetătorul, s-ar putea să luați niște decizii așa cam pe ultima 100 de metri într-o anumită situație. Așa, ca o intervenție de urgență, ca lovitura de grație, în ceasul al 12-lea, cum s-ar spune. Poate un pic strâmtorat, poate un pic grăbit de o situație, poate ați intrat un pic în întârziere și ceva vă pistonează, hai, repede, spune repede ce ai de spus, cumpără repede ce ai de cumpărat, fă imediat ceea ce ai de făcut. E un pic de grabă acolo care vă pistonează și normal atunci când faci grabnic niște lucruri, nu e exclus să fie și niște greșeli. Depuneți o lucrare, da, e greșită. Cumpărați ceva, da, sunteți un pic neatent. Deci s-ar putea să faceți, să nu fie cea mai bună decizie, da. Poate tocmai pe asta mizează cineva. Pe grabă, pe viteză, pe spontaneitate, dar poate și pe lipsa voastră de spontaneitate. Și de aia s-ar putea să faceți o alegere greșită. Mai devreme sau mai târziu să vă dați seama că v-ați grăbit, v-ați pripit, n-ați stat să analizați suficient, mai ales că s-ar putea să fi avut timp suficient până acum să faceți lucrul ăla. De mult ați fi putut să depuneți lucrarea aia, să scrieți lucrarea, să faceți, să dregeți o grămadă de lucruri și ați zis, lasă, că am timp berechet. E acum că sună un clopoțel acolo, pe repede înainte există riscul de a greși. Și vă afectează la imagine, la reputație, la mândrie, toată povestea asta. Poate chiar regretați această neglijență de care ați dat dovadă. De ideal ar fi să nu faceți lucruri pe ultima 100 de metri, în ceasul al 12-lea, cum s-ar zice. Ci dacă se mai poate face ceva într-o anumită direcție, nu lăsați pe final. Capricornul. Aveți mult de muncă, dar sunteți și foarte motivat de ceea ce munciți. Sunt motivații financiare acolo, sunt motivații de mândrie, să iasă bine un lucru, să reparați un lucru, că poate e deja pe rol o activitate și v-ați dat seama că ați făcut niște greșeli și imediat vi se cere să acționați.
Alții s-ar putea să aveți oferte cu termen limită, vine să spun. Acum e oferta, acum e șansa, acum poți să faci cu tare lucru. Peste 3 zile a trecut trenul pe acolo. De-aia vi se cere un dram de grabă în decizie, în acțiune, în a trece mai departe ceea ce se ivește aici și acum. Nu prea vă place vouă să fiți pistonat în felul ăsta, grăbit, zorit de ceva. Și de-aia s-ar putea să trageți un pic de timp, s-ar putea să cereți un interval de gândire sau de analiză sau să înțelegeți cum stau lucrurile. Vă e un pic teamă că sub imperiul ăsta al emoției, al vitezei, ați putea face o afacere greșită, o afacere nerentabilă. Poate fi vorba și de bani, da? Ori o activitate rasolită, pe repede înainte și voi vreți să iasă ceva bun, ori o decizie financiară de azi pe mâine care, da, s-ar putea să vă lase cu o pagubă pe undeva. Și de-aia s-ar putea să cereți sau să faceți voi în așa fel încât să prelungiți perioada de intervenție, de acțiune, să nu fiți obligat rapid. Vi se pare că e ciudat această grabă. Mai de ce insist așa de repede? De ce trebuie azi? De ce n-am timp încă o săptămână să mă gândesc? Și poate că aveți un flair acolo și o intuiție care vă arată că cineva chiar urmărește ceva, s-ar putea să fie un interes al cuiva și de-aia vă pistonează, că poate sub furia momentului, neatent, știți cum e când sună clopoțelul, alarma în urechi, nu mai stai să te gândești la detalii. Pe asta mezează respectivul. E un impact emoțional. Ca la grabă, el are de câștigat, nu voi. Dar intuiția vă spune să vă uitați un pic în spatele acestei grabe, care pare să fie artificială, nici vorbă să fie atât de urgent pe cât pare, și să mai trageți un pic de timp în beneficiu vostru. Vărsătorul, nu vă place o anumită direcție de mers. Sunteți un pic dezamăgit. Au picat niște planuri, s-au schimbat niște planuri. A intervenit așa în program o variantă care nu vă satisface cu nimic. Nu mai puteți pleca unde v-ați propus sau când v-ați propus sau cum v-ați propus. Nu mai puteți cumpăra ceva, nu mai vine nu știu cine. Deci uite, așa se dă ceva peste cap care generează o dezamăgire. În unele cazuri poate fi o intervenție legată de sănătate. Nu mai puteți pleca din cauza unei dureri neașteptate. Vă doare pe aici, vă doare pe acolo, vă e rău, nu dormiți noaptea, sunteți obosit, deci s-ar putea și corpul să reacționeze ca piedică în fața unui plan care nu mai poate fi dus la îndeplinire conform programărilor. Apare altceva, apare altă destinație, apare alt termen decât v-ați propus sau poate vin și niște vești nu tocmai favorabile, niște vești ușor cam triste, cam îngrijorătoare, cam apăsătoare, sau o stare de stres foarte puternică, sau o stare de nesiguranță vis-a-vis de niște planuri în desfășurare. Deci aveți așa o... și s-ar putea să fie legate de alte persoane, nu de la voi. Alții vă dezamăgesc, alții vă strică vouă planurile, că ce depindea de voi probabil putea duce mai departe. E cât timp plecarea, acțiunea, decizia, tranzacția, ce-o fi acolo, depinde de o altă persoană, pe semne că vă cam strică vouă planurile. Altcineva e cel care poate s-a bătut cu pumnul în piept, că o să facă și o să dreagă, a umflat un balon, ați depins de asta și acum când ar trebui să joace rolul, vă decepționează. Peștii, aveți o stare de tensiune, un conflict așa interior, dar s-ar putea și conflictele astea interioare să aibă rolul lor, să vă motiveze foarte tare, să vă ambiționeze foarte tare. Posibil să fiți un pic atacat, criticat, comentat, judecat, niște vorbe, dar care vă ating la ego, încât atingându-vă la ego, scoateți din voi așa un mic monstruleț care se apără, care arată că nu e adevărat ceea ce se spune.
Până nu sunteți un pic zgândărit, până nu cineva anume vă aruncă niște vorbe, probabil stați în banca voastră, cum înțeleg acolo. Dar ia să vină cineva cu o critică, cu o atingere la ego, cu o atingere la mândrie, cu o atingere la lucruri în care voi credeți, convingerile voastre, talentele voastre, alea reale. Voi vă știți valoarea dintr-un anumit punct de vedere. E, acolo se duce cineva și atacă. Dar poate nu o face din răutate. O, poate știe cineva că voi reacționați mai ales la momente de astea, de săgeți trimise în punctele nevralgice. Vă afectează la lucrul ăla pentru care voi vă veți lupta până în pânzele albe. La principiile voastre, la morală, la etică, la copiii voștri, la pisicile voastre, la lucrurile pe care voi le puneți pe locul întâi. Eu pentru copiii mei mă arunc și în foc și de-aia vă veți motiva în momentul când taman acolo cineva apasă butonul. Deci nu vă vrea nimeni rău. Poate anume cineva vă atinge ca să vă activeze, să vă scoată din zona de confort, să vă scoată din zona de pasivitate, să vă trezească din somn. Că pe undeva, probabil, ați lăsat așa niște lucruri, nu v-ați mai implicat și cineva chiar avea nevoie de voi așa un pic mai intens, mai implicat, mai responsabil, mai activ, mai prezent în anumite planuri. Asta este ziua de 2 iulie, marți. Nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe acest canal de YouTube. Puteți să vă abonați dacă n-ați făcut-o, iar dacă ați făcut-o, vă mulțumesc. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop.